Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la știrea cea bună. Sunt Cornel Dărvășan. În această seară aș vrea să vă spun câteva lucruri foarte importante despre prezent și viitor. Și anume, mulți dintre noi proiectăm fericirea în viitor și ne gândim că dacă am avea hainele de la firma cutare, atunci am fi fericiți. Dacă am avea mașina cutare, atunci am putea să atingem o clipă de fericire. Dacă am fi într-o anumită țară sau dacă am merge într-o anumită excursie, atunci, astăzi nu prea, dar atunci. Acest comportament și această filozofie de viață se întâlnește și în legătură cu copiii noștri. Când sunt foarte mici, când sunt fragili, trebuie să le ții capul, te gândești, acum e împovărător, dar când o să crească puțin și o să poată să stea șezut, atunci o să fie bine. Când stă șezut, te gândești, domnule, când o să umble, atunci o să fim cei mai buni părinți, cei mai tandri, cei mai minunați. Când umblă, te gândești când o să meargă la grădiniță. Când merg la grădiniță, lasă că atunci când o să meargă la școală, când o să meargă la școală, când o să termine liceul. Și trece viața uneori pe lângă noi și nu ne dăm seama că am pierdut esența. De aceea, în această seară, aș vrea să revenim la un subiect pe care l-am dezvoltat săptămâna trecută, și anume cei 7 ani de acasă. Cât de important sunt, cât de bine suntem prinși în realitatea prezentului în legătură cu copiii noștri, mai ales cei care avem copii până în 7 ani. Împreună cu noi se află Antonia Noel, președintele Institutului de Comunicare Relațională. Bună seara, Antonia, bine ai revenit. Mă bucur foarte mult să te revăd. Bună seara, Cornel, bine te regăsesc. Mă bucur de vibe-ul tău tineresc, așa? Ești în trend cu subiectul. Cu subiectul, copilăria, culorile, da, și da. Primăvara, că tot așteptăm, nu? Și se pare că ajunge, încet ajunge. De curând am avut un prim episod, dragi prieteni, aș vrea să vă rog ca cei care n-ați văzut primul episod din serialul acesta, cei 7 ani de acasă, să-l urmăriți, pentru că sunt niște lucruri extraordinar de importante. Și îți mulțumesc, Antonia, și pentru data trecută și pentru azi, pentru că ai venit la noi ca să ne înveți să comunicăm, pentru că comunicarea este viață și în funcție de comunicarea noastră putem să avem timp de calitate cu copiii, putem să-i direcționăm foarte bine sau foarte, foarte rău. De aceea, prima întrebare, cât de mult trebuie să se pregătească astăzi părinții să învețe să comunice cu copiilor? Pentru că unii dintre noi suntem specialiști în domeniile noastre, am făcut școli, am făcut tot felul de cursuri, poate suntem masterați, doctori în anumite științe, dar în legătură cu comunicare cu copii parcă suntem analfabeți. Trebuie ca oricine să învețe în plus în legătură cu arta aceasta parentingului, a comunica, sau lucrurile astea se știu, sunt naturale, îți vin de la sine, oricum dacă ești deștept poți să intuiești anumite lucruri. Explică-mi cum e treaba. Da, mulțumesc, e o întrebare atât de importantă și cu conținut profund. Aș spune, ai început foarte frumos vorbind de această proiecție pe care o facem asupra copiilor și, practic, lipsa noastră de focus asupra prezentului, asupra momentului prezent. Și de aici aș începe, cumva, când suntem cu copii, e nevoie de o conectare cu noi înșine și de o prezență conștientă a noastră, că nu mai suntem cel care am fost amorezul sau iubitul soției sau știu și eu, prietenul, dar avem un nou rol, un rol pe care nu l-am avut până nu apare copilul în viața noastră, dar par lucruri simple, dar e foarte important să conștientizăm acest nou rol care se ivește în viețile noastre, rolul de părinte, mamă sau tată.
Aici eu le disting cele două și chiar trebuie să le facem un distincte și o să te întreb și eu ceva despre asta, te rog. Deci, odată vorba de rolul în care suntem în preajma copilului nostru. În preajma copilului nostru suntem în rolul de părinte și nu în rolul de soț, nu în rolul de profesionist, nu în rolul de fiul părinților mei sau fiica, da? Sunt conștient că am acest rol și din acest rol mă adresez copilului. Ca să, cum să spun eu, să-mi învăț, că vorbeai de pregătirea asta, acest rol cumva se învață. Deci nu este ceva artificial. Bineînțeles că, atenție, vreau să dau un pic diferențierea asta între intuiție și eu mizez foarte mult pe ceea ce înseamnă intuiția părintelui. Deci noi avem înăscute anumite abilități să ne protejăm copiii, să fim alături de ei, să le fim alături. Deci este o mare parte de intuiție și o conectare, cel puțin fiziologică, da, 9 luni de zile mama poartă fătul în pântec, da? Deci noi suntem conectați și intuitiv și instinctual, da. Dar dincolo de asta există niște mecanisme care trebuie învățate și insist asupra cuvântului, trebuie învățate indiferent de pregătirea ta scolastică. Cu atât mai mult aici aș spune că cu cât ești mai pregătit scolastic, pentru că aici văd eu foarte mult, am clienți care sunt din medii foarte medii educate, să spun, sau cu foarte multe studii la nivel academic, oameni profesori universitari, am avut în cabinet judecători, am avut medici, chiar psihologi, da, care vin și nu știu cum să comunice cu propriul copil. Realmente. Nu o spun cu aroganță, nici eu și eu la rândul meu am învățat foarte multe lucruri, da? N-am inventat eu. Sunt mesagerul a unei informații foarte vaste pe care am cules-o și pe care o transmit părinților prin, deci, această metodă pe care am creat-o, comunicarea relațională, cum să fii în relație cu propriul copil. Deci, ca să-ți răspund la întrebare, sunt cumva conștient în prezent de rolul ăsta ca un actor pe scenă, mă duc să îndeplinesc un rol. Deci nu mă las să mă manifest în toate formele vieții mele atâta timp cât sunt în prezența copilului, drept pentru care nu jur alături în fața copilului și, da, și îmi controlez starea de a fi. Deci sunt în rolul de părinte. În rolul de părinte, bine, sunt educator. Idealul este ca să nu ai foarte multe discrepanțe în viață, că ajungi la schizoidie la un moment dat, dacă într-un fel ești în fața copilului și într-alt fel ești în realitate, pentru că el te percepe până la urmă, te vede. Absolut. A, ăsta e tata aici, mama se chinuie să fie blând, dar de fapt el e o furtună. Imediat te simte, imediat te vede, la o vârstă foarte fragedă. Absolut. Și interiorizează la un moment dat, chiar dacă tu nu comunici cu el, comunici cu partenerul sau cu altcineva, un alt copil, ești într-o stare de tensiune, ăsta mic imediat te vede și conștientizează și se agită. Chiar dacă nu ai spus niciun cuvânt, el percepe atmosfera din casă. Exact, absolut. El te vede, copiii percep și vorbeam de acea congruență sau incongruență între ceea ce, cum spuneai, ești tu ca persoană, da? Și rolul de părinte. E nevoie să fie evident o congruență. Nu poți să fii, da, cum ziceai, într-un anumit, sau să ții anumite discursuri copilului și pe partea cealaltă tu să ai comportamente total opuse sau da, care nu sunt bune, de exemplu, sau pe care tu le susții din rolul de părinte. Deci e nevoie de această aliniere a ta cu tine însuți. Revin că știi bine că fac aceste cursuri de comunicare relațională, da, în cadrul institutului și oamenii învață, în primul rând, ca să ajungă să lucreze și să se conecteze realmente, să comunice cu copiii, cu proprii copii, ei învață foarte mult dezvoltare personală. Care sunt valorile mele ca om? Dar este modul meu de a mă exprima, tipul de limbaj pe care îl folosesc în viața profesională, cu soția, cu părinții, cum am fost eu educat și mergem foarte mult în profunzimea sinelui ca să ne construim un sine coerent și congruent, așa cum spuneam, cu cel de părinte. Cu aici trebuie să te întrerup și trebuie să stabilim niște lucruri. Deci, un lucru l-am stabilit clar. Indiferent ce minte ai, briliantă, pregătire profesională și mai departe, ai nevoie
să te smerești și să buchisești un pic arta de a fi părinte, chiar dacă anumite lucruri vin din instinct. Deci este clar că ai nevoie să pui mâna pe carte, să știi cum să răspunzi, ce să faci, cum să faci, să înveți ca un copil de clasa 1, dacă este nevoie, cum să procedezi. E greu în societatea de azi să-ți iei timp pentru asta, dar au apărut podcasturi, au mai apărut emisiuni de televiziune, iată, emisiunea noastră poate fi auzită în timp ce mergi cu mașina, nu e o problemă. Acum, apropo de treaba asta cu recunoașterea sinelui și redefinirea sinelui, voi știți, ești mamă și știi ce înseamnă, când apare un copil, el este centrul universului, el este persoana în jurul căreia gravitezi ca mamă. Absolut, așa este. Cum trebuie să comunici cu soțul tău, de care depinde până la urmă echilibrul copilului, în așa fel încât el să nu se simtă neglijat, că acum a apărut un intrus între voi. Nu mai dormiți unul cu altul cum dormeați, copilul doarme în patul lui, dacă câteodată doarme între voi, că n-ai ce să faci, are febră, are nu știu ce, îl pui acolo să mai absorbi un pic de somn și așa mai departe. Cum poate să existe această coeziune între cei doi parteneri ca bază pentru comunicarea ulterioară cu copilul imediat după naștere? Cum trebuie să se poarte soția, cum trebuie să se poarte soțul, ce trebuie să știe ei că se schimbă în relația lor? Mulțumesc, vai, îmi plac așa de mult întrebările tale și doar că emisiunea cred că e scurtă, că aș putea numai o oră să vorbesc despre asta. În primul rând ai punctat transformarea asta care apare. La început avem o singură relație, relația de cuplu între doi parteneri, și după aceea dezvoltăm o a doua relație, dacă vrei, între aceleași persoane, relația de părinți. Da? Sunt două relații, dacă îți imaginezi, două organisme vii, așa cum spun eu, legături între noi doi. Dacă aveam un fir care se țesea simbolic, da, între mine și tine, mamă, partener de cuplu, după aceea mai intervine o relație pe care e nevoie să învățăm să o gestionăm. A doua relație, relația de părinți. Prima relație, relația de cuplu. Acum am auzit întrebarea cum trebuie să comunice soția cu soțul. Imediat după naștere, aici o să inversez un pic și o să spun soțul, aici este soțul, are nevoie de foarte multă îngăduință și el să învețe să fie pus un pic pe locul 2, să-și accepte acest loc 2, care de foarte multe ori aici apar disensiunile în cuplu, pentru că soțul care primea toate mângâierile și toată atenția soției, e bine, trebuie să împartă atenția asta cu copilul care apare, da, de foarte multe ori soțul se adeverește a fi un tată foarte bun și își focusează și el atenția asupra copilului, dar sunt mulți bărbați, din păcate încă, care nu sunt crescuți la nivel matur să înțeleagă, să ajungă la o maturitate, să-și asume rolul de tată realmente, ce înseamnă un rol de tată, așa cum ziceam, rolul de mamă, da? Rolul de mamă, și el dobândește un rol de tată și în acest rol nou de tată și el are nevoie să își canalizeze atenția și grija față de copil și băița și tot ce înseamnă în primele luni de viață și așa mai departe, să coopereze, să o susțină pe soție, pe mamă, ca mama să poată să își aloce timp și în rolul de soție. Pentru că dacă ea face totul, da, ea nu va mai avea energia necesară să se ducă în rolul de soție ulterior. Deci aici spun cumva că e nevoie din partea lui, din partea de suport, de suport logistic în raport, să-și asume rolul de suport logistic și cumva să învețe să renunțe un pic la această întâietate. Mulți bărbați nu sunt neapărat, pentru că așa și este femeia de aia și vorbim de lăuzie și de perioada, bărbatul trebuie să înțeleagă, să renunțe, să învețe să renunțe la ceva ce a avut pe o perioadă. Corect. Care este această perioadă din punct de vedere natural și fiziologic? Pentru că unele prelungesc această perioadă la ani de zile. Și atunci, cum e situația? Cum aici intervine comunicarea. Aici intervine comunicarea, pentru că nu e vorba, eu n-am rețete să spun faceți dragoste de atâtea ori pe săptămână sau pe zi. Nu mă refer la asta. Mă refer la percepția aceasta. Ai copilul, centrul universului, soțul este la fel, motivat, în bine, că în general cam așa se întâmplă. O ajută și așa mai departe. Dar copilul crește, ajunge la 3 luni, 6 luni.
când se face un echilibru normal în familie, ca mama să nu mai fie focusată 100% pe copil și să fie și pe el. Care este echilibrul? Revin, e nevoie de comunicare. Dacă în întrebarea ta aud în spate o nevoie a lui de a primi mai multă atenție. E, dacă, să spunem, partenerul, bărbatul, tatăl copilului simte că este delăsat sau că nu interacționează soția sub nicio formă cu el, nici verbal, nici sub toate formele, da? Primul lucru este să spună lucrurile astea. Pentru că dacă nu le spui și aștepți ca celălalt să le intuiască, celălalt este, sau soția, mama, e focusată în universul ei. Foarte greu desprins de lucrul ăsta. Deci o propoziție genială. Tocmai ai spus o propoziție genială din perspectiva mea. La orice situație, la orice criză, mică sau mare, dacă nu spui ce te doare, nu trebuie să ai așteptări ca celălalt să intuiască întotdeauna care sunt nevoile tale. Spune, vorbește, cu calm, cu dragoste, dar spune ce te doare, că altfel nimeni nu-și dă seama, că nu e nimeni Superman să știe ce gândești tu. Absolut. Nu? Citirea minții e, da, o specializare în care, apropo, o specializare lui Dumnezeu, până la urmă, la noi nu este această specializare. Deci să spui și ca să apuci să spui că aici ai dificultatea. Foarte mulți oameni nu știu să spună pentru că nu știu să-și identifice ei, să știe. Am nevoie de să mă țin brațe. Da? Poate simt că e ceva în neregulă, dar nu știu exact ce, de ce au nevoie. Deci una e să-ți identifici de ce ai nevoie. Ca să poți să comunici, trebuie să identifici. Da? Ce care e nevoia ta. Și după ce ai spus, am nevoie să stăm mai mult de vorbă, mi-ar plăcea să avem în fiecare zi o jumătate de oră seara, uite, m-am gândit, adică trebuie să stai un pic cu tine, să vorbești cu tine ca să te clarifici, să vezi ce îi comunici celuilalt. Și după ce ai spus celuilalt, da? Cum îi spui? Repet, nu prin reproșuri, așa cum spuneai, uite, niciodată nu stai cu mine, tu tot timpul te ocupi de ăla micu. Tata, poate că nu vrei nici să-l împovărezi și atunci mai bine taci și mai bine țin tine. Asta este ceva, un fel de, ce numesc eu, scenarită. Nu vrei să-l împovărezi. Adică tu ți imaginezi că ceea ce îi vei spune îl va împovăra. Este strict imaginația ta. Tu nu știi dacă celălalt este împovărat. Poate zice, wow, ce bucurie. E prima dată când te aud că te exprimi așa deschis și îmi vorbești despre tine atât de cu calmitate, cu autenticitate. Da? De unde știi tu, doar mintea ta, Creează această împovărare, da? Mi-ar plăcea să... Și dacă celălalt știe și el să comunice, poate, dacă se simte împovărat, să-ți răspundă. Da, auzi ce zici. Și mie mi-ar plăcea foarte mult. Mă simt, în schimb, extrem de epuizată. Nu știu ce mijloace se găsesc să iau un pic de energie să-ți dau și ție. Hai să vedem cum putem face. Trimitem copilul la bunici sau știu și eu, se găsesc soluții, dar ca doi parteneri să reușească să discute, ce să comunice realmente, și reiau cuvântul ăsta a discuta, că de foarte multe ori a discuta ea se disputa. Discuția sună, da, vezi cum sună aproape, da? Discute, dispute. E undeva, suntem pe aproape pe acolo. Deci ca să comunice, să existe conectare, tot aici abat, e nevoie să mă conectez cu mine. Eu, dacă nu știu despre mine, să-i spun celuilalt, o să mă bâlbui, o să dau cu stângul în drept un dialog, o să, da? Ai spus ceva important, adică eu trebuie să spun, în primul rând, despre ce mi-aș dori și despre sentimentele mele, nu să arăt reflectorul spre celălalt, tu nu faci, tu nu dregi, tu nu, nu, uite, asta este ce mi-aș dori eu. Să îndrepți reflectorul spre o nevoie de-a ta și să te exprimi sincer și simplu. Că altfel, în momentul în care etichetezi, tu niciodată nu-ți faci timp, tu niciodată nu știu ce, chestia asta nu ajută deloc comunicarea și relația. Uite, să trecem și la lucruri mai sensibile, pentru că despre asta este știrea cea bună în această seară, doamnelor și domnilor. Cum și pe la ce vârstă crezi că e bine să se renunțe la alăptare și la biberon? Pentru că sunt trei variante. Când mama alăptează copilul și, ca să nu fie foarte greu, înlocuiește sânul cu un biberon cu lapte, asta este prima variantă. A doua variantă este când mama oprește laptele și, deși îl alăptează, nu-i mai dă nimic decât apă.
Și a treia variantă, când mama nu poate să alăpteze și îi dă copilului biberon și atunci, la o vârstă, ar trebui să închidă robinetul, mai ales că din două în două ore la început mănâncă noaptea și apoi trebuie să mărească acest interval până când să nu mai mănânce noaptea, că nu e normal să mănânce noaptea. Uh-huh. Cum procedăm aici? Aici este, în primul rând, la nivel de alimentație, este medicul pediatru care întotdeauna acompaniază mama și la noi și în alte țări. Deci avem pediatru după ce naștem care spune gramajul, timpul, da, cum... Dar dincolo de partea asta fiziologică și de nevoile copilului, cât anume care gramajul pe biberon sau da, tehnic, e nevoie de, vorbești de acest înțărcat. Mi-aduc aminte de o clientă care a venit în cabinet exact cu aceeași problemă, că eu aș vrea să o înțarc, dar fetița mea, mami, mami, ți, ți, ți. Deci, pe clasicul, da, bun. Am văzut și la 5 ani un băiat care... Când a văzut pe maică, s-a alergat după ea în public, săraca maică era sânjenită, nu știa ce să facă, dar era puternic băiatul, era sănătos, pentru că băuse lapte de mamă 5 ani. Acum, care e vârsta? Cum da, procede? Deci legat de vârstă, eu nu cum spuneam, medicul pediatru e totdeauna cel mai bine. Din perspectiva mea, mie mi se pare că dacă alăptezi deja un an, e perfect. Eu spun la nivel personal, nu la nivel științific, da? Dacă alăptezi 2 ani, e și mai bine, dar mi se pare deja când copiii încep, dințișorii și toate lucrurile astea, se poate, adică e de la caz la caz. Sunt mămici care suferă, da? Sunt mămici care au fost operate de sân, tocmai pentru faptul că au făcut tot felul de complicații în urma alăptatului, da. Deci a generaliza iar este un pericol. Cum, dar cum faci până la urmă? Ce vreau să spun, asta când tu îți dorești ca părinte, să, ca mamă, da, să înțarci și copilul te revenică. Deci deja aici ce invit eu mama? În primul rând, știi bine că eu lucrez cu simbolizarea, o invit pe mamă să-și simbolizeze printr-un obiect, ea cu sine acasă, ăsta este obiectul care simbolizează dorința mea ca copilul meu să nu mai sugă de la sânul meu. Să-și aleagă un obiect, să vadă, că poate multe spun la nivel declarativ, da, îmi doresc să nu mai alăptez, dar nu îndrăznesc, e ceva mult mai profund ce le reține să, da, că dacă așa, că dacă culpabilitatea, vinovăția, că dacă nu fac bine, că dacă îl rănesc, că dacă mai târziu nu are imunitatea, nu știu ce, ori pe parte fiziologică, ori pe parte relațională, că emoțional o să fie rupere de, da? Și atunci, primul pas este ca mama să se clarifice ea cu sine încă o dată. Alegeți un obiect să-ți vezi dorința aia. Dacă mama nu-și alege acel obiect, da, vine a doua săptămână în cabinet și vezi că v-ați ales dorința, nu mi-am ales-o. Deja înțelegi că ea nu-și dorește, nu-și dorește cu adevărat. E bine, dacă și-a ales dorința, să presupună că e foarte determinată, dar nu știe cum să facă, ce îi propusesem și acestei cliente și a funcționat extrem de bine, i-am spus așa, copilul când... practic, el ce caută? Nu caută zeama din sân, ca să spun așa, laptele ca atare, că până la urmă acela și toți nutrienții pot veni și din altă parte. Copilul caută momentul de plăcere. Este fix plăcere, ca să-l numim... Da, ocrotire, plăcere... Putem pune multe cuvinte în spate. Da, siguranță, spațiul ăla de confort, de stare de bine. Da? Dar pun o singură etichetă pe toată această plăcere. Că până la urmă toate astea îți dau o... Cum mai poate copilul meu să obțină plăcerea? Cum mai poate copilul să obțină plăcerea? Vorbim după publicitate, ca să nu plecați, să fiți cu noi. În câteva momente revenim, doamnelor și domnilor. Știrea cea bună în această seară, domnilor și domnilor, împreună cu Antonia Noel, președintele Institutului de Comunicare Relațională, cei 7 ani de acasă, am ajuns la înțărcare. Copilul simte plăcere la sânul mamei. Cum să facă mama să reușească să-l înțarce blând, să nu se apuce traumatizat? Da. Așa cum spuneam și înainte de pauză, plăcerea poate fi...
găsită și prin alte mijloace. Și îmi pun așa întrebarea, ce cred eu ca părinte că îi poate oferi plăcere copilului meu? Ce îi mai poate, pe lângă sân, oferi plăcere? E practic același mecanism pe care îl folosim, dacă vrei, la orice dependență, dacă putem spune o dependență, da, dependența de sânul mamei. Dar poate deveni la 5 ani, da, este o dependență. Din perspectiva mea nu e ceva sănătos, emoțional vorbind și relațional. Și aici poate să sară toate acele mămici care, da, care insistă că poți să alăptezi până la adânci bătrâneți. Nu, e nevoie să pui, e vorba aceea de acea frână, de acea limită, de acea zonă de frustrare, dacă vrei, a copilului, necesară, limită, 2 ani, 2 ani și jumătate, da? Apare această zonă de înțărcarea cu tot ce vine cu frustrare. E primul pas către învățarea frustrării. Și atunci îmi pun întrebarea cu ce mai pot oferi plăcere, prin ce? Și mă gândesc, joacă, timp petrecut împreună, mami, mai vreau la hai să mergem în parc, pac. Am schimbat ceva ce știu că l-atrage și conferă stare de bine. Înlocuiesc, asta spuneam ca orice dependență, înlocuiesc o dependență prin altceva. Dar niciodată nu poți să renunți lăsând un loc gol, ca tehnică, da? Da, asta așa, am înlocuit așa o dependență cu o altă mică dependență de biberon cu o sticluță de lapte. Ok. A fost foarte blândă. A fost foarte blândă, deci a fost foarte ok, înțeles, nu s-a chinuit și acum când mai se gândește, se uită așa și... Bine, gata, s-a încheiat de mult capitolul și... Atenție, chestia asta cu... Deci băiatul vostru mai ia biberon, da, nu? Da. Da, foarte bine. Dar numai cu lapte, atât, adică nu îl ia pe zi sau să sugă biberon. Sau... Nu e nimic rău în asta, din potrivă, deci nu e nimic. E acea nevoie a lui de stare de... cum se spune, insusions, de fără griji, de, da, eu sunt acolo cu sticluța mea, sunt autonom. Singur, frumos. Absolut. Adică e... Deci chiar vă încurajez. Am să-ți dau o anecdotă pe zona asta, mi-aduc aminte, cred că fiul meu, nu știu, avea 8 ani, 10 ani, eram într-un supermarket la un moment dat și treceam prin diverse rade și mama, biberoane, mai ții minte, mama, vreau un biberon, cumpăr un biberon, ne-am dus, alor, deci avea În nevoia aia, eu ce am identificat acolo, ia uite, o nevoie de mă regăsesc într-o stare de bine. Mă duc și mă desfăt într-o... Da? I-am luat biberon, l-am cumpărat și am făcut acasă singur și a pus lapte cu ciocolată, cu praf de, ca să nu dau mărci. Cacao. Da, cu cacao. Și și-a făcut propriul biberon, și e prea mare gaură, e prea mică, făcea și s-a conectat. Nu, atenție, nu încercați să ajustați orice fel de comportament al lui. Lăsați-l să se... Și a trecut. Nu... Și a trecut, evident. A fost o a fost joacă. Un a fost un moment. Așa cum. Dar pentru părinte pot fi semnale că, iată, are nevoie un pic de mămiceală, de răsfăț. Uh-huh. Da? Sunt momente, și cu toți avem nevoie de răsfăț la orice vârstă, da? Da. Bun. Deci... Cauți plăcerea în altă parte a copilului. Dacă lui îi place mult, mult să se joace, te joci. Dacă îi place mult, mult să iasă la plimbare, dacă îi place, chiar dacă trebuie să diversifici activitățile, îl duci în acea stare de plăcere ca să atenueze dorul acesta după sân sau după dependența pe care o are. Trecem mai departe. Avem câteva lucruri importante de discutat. Ajungem la o vârstă în care... al treilea copil al meu a fost cel mai rapid cu scutecele. La 2 ani el era deja perfect. Nu mai făcea, niciodată n-a mai făcut în pat, era totul rezolvat din toate punctele de vedere, la 2 ani. Generația de azi e o generație extrem de confortabilă, pentru că noi le-am pus niște scutece extrem de confortabile, care au proprietăți pe care nu le aveau scutecele de pe vremea în urmă cu 10 ani, 20 de ani, pentru că astea se și umflă, n-ai nicio problemă.
le dai jos când chiar nu se mai poate și așa mai departe. Dar asta le cauzează și o întârziere a dorinței de a renunța la scutece, să nu folosim nicio firmă, că tot îmi vine să zic ceva și bine că n-am zis. Care este pragul acesta? Cum putem face, cum putem comunica, cum putem proceda ca acest copil să renunțe până la urmă la scutece și să își dorească o viață fără dependența de scutece? El nu își va dori, pentru că un copil la 2 ani nu își proiectează, nu are dorințe, el nu, cum zice la începutul misiunii, el nu vede în viitor. El trăiește în prezent. Deci ca să-i spun copilului, îți dorești să vezi ce bine o să fie viața fără scutece, nu are niciun interes. El nu, da? Deci apropo de comunicare, nu vă puneți-vă mintea lui, dacă puteți. Mintea unui om de 2 ani trăiești prin experimentare. Eu acum experimentez cam ceva la fund, sunt obișnuit cu asta pentru că asta am avut toată experiența de viața mea. Da? Ce pot să fac, deci nu se proiectez o dorință, ci ce pot să fac, puterea exemplului. Odată eu să fiu foarte atent ca părinte atunci când are nevoie, pentru că copilul semnalează, da? Cel puțin nu la urinat, dar la nevoia, treaba mare, cum se spune, îi vezi, fiziologic îi vezi când sunt micuți, da? Că se forțează, că e altceva. Și atunci, imediat, tu bineînțeles spuneam și cred că data trecută, cumva să fii pregătit să fii într-un moment în care nu vii de la muncă și ești super înfometat și te așezi la masă și nu mai ai timp de el. Să-ți așezi acest moment când alegi să-l determini pe el să renunțe. Să fii pregătit. Să fii pregătit tu, să fii relaxat. Și relaxarea asta presupune atenția asupra lui și presupune când l-ai văzut deja să-i... așa, te-am văzut, așa. Ia, dai repede la jos și îl pui pe... Râd pentru că mi-am duc aminte de momentul în care unul dintre copii, nu zic care, trebuia să renunțe la scutece și când îl vedeam că se schimbă la față și se încordează, știam ce urmează și aveam o mică disperare. Eu repede să iau respectiva oliță și să-l pun și săracul să uita, nimeni venea. Adică eram atât de... îi transmiteam... Apropo de stresul. Îi transmiteam stresul ăla al meu că nu mai făcea atunci. Trebuia să-l schimb și cum îl schimba, cum făcea. Deci, uneori e foarte important să nu-i transmiți disperarea asta. Hai, fă aici, fă pe uliță, fă pe uliță. Că e săracul, se poate inhiba și nu mai face o vreme, nu mai trebuie, nu-l interesează. Atât e foarte bine important. Ai punctat și mi-aduc aminte o altă... îți mulțumesc tare mult de această împărtășire. Mi-aduc aminte și vreau să împărtășesc și telespectatorilor voștri. Tot așa o clientă era, a venit în cabinet, de altfel după ce am păstrat mult timp legătura și a lucrat ea pe problemele ei, dar cu ce a venit? Cu ce problemă în cabinet? Doamna Noel, fetița noastră suferă de constipație. Erau atât de disperați părinții, realmente, că au ținut-o, au traumatizat-o, iau ca să-i pună supozitoare, că, da? Deci a fost foarte, foarte greu fiziologic pentru copil și pentru ei erau disperați că, deci, merg pe la toți medici cu toate alifiile și cu tot ce se propuseseră. Și au venit la mine. Mă crezi sau nu? Deci, în două ședințe s-a rezolvat situația, dar numai că s-a rezolvat. După aia ne-am dus în spate, dar vreau să spun cum s-a rezolvat, că vorbești de această simbolizare. În primul rând, le-am propus părinților, cât pare de jucăuși și de... alegeți-vă dorința ca ea să facă caca la uliță, da? Și-au simbolizat dorința, realmente un obiect. Omul la disperare face ce nu, poate nu e ce neapărat... Ce-i spui, nu mai contează, da, gata. Nu, ce, cum, da? Așa au făcut. Și-au ales un obiect și au stat, zic, nu o mai atingeți, nu știu ce, îți alegi obiectul și zici, uite, asta este dorința mea, ca tu să poți să elimini tot ce în corpul tău. Fetița avea, cred că, 2 ani jumătate, 3 ani. Pe acolo era. Tot ce în corpul tău și ce nu-i bun pentru corpul tău. Dar e dorința mea. E a mea, nu e a ta. Tu, dacă îți dorești să elimini și tu, nu crezi
Fetița s-a dus, s-a așezat pe o liță și a făcut. Deci nu este poveste, o să îți dau contactul. Eu însă am fost impresionată de viteza cu care copilul a reacționat la această... Deci, preluând apropo de disperarea părinților și de frica lor și de tensiunea pe care, nu spun, copilul a fost traumatizat, numai era frică să, nu numai că organismul lui fiziologic, fetiței, nu funcționa, dar era dublu blocat de această presiune a părinților și de frica că iar o să mă țină părinții să-mi pună supozitoare. Deci era o crispare totală. Asta vreau să spun, că noi putem face foarte, 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 noi ca părinți, foarte mult rău dacă nu știm să ne așezăm în noi și să înțelegem că indiferent dacă copilul are un an, doi ani, cinci ani, zece ani, 18, este de la început o ființă unică, să nu ne ducem să devărsăm asupra lor toate fricile noastre, toate angoasele noastre, toate disperările, toate dorințele noastre ca el să facă așa, așa, așa. Pentru că cu asta îi împovărăm, cu asta îi blocăm. Da, continuăm pentru că e foarte important ce ne transmiți. Învățam multe în emisiunile acestea, îți mulțumesc și sper că și dragii noștri privitori au învățat. Acum, subiectul următor se referă și la bebeluși, și la cei până în 7 ani, dar și la cei peste 7 ani. Și unul poate și la cei peste 40. Eu m-am educat, m-am auto-educat să nu-mi placă dulciurile. Deși eram un mare devorator de dulciuri, dar am citit că nu sunt bune și... aproape că se supără soția pe mine când face câte un tiramisu și eu nici măcar nu gust, că nu vreau. Și acum de când băiatul cel mare lucrează la o cofetărie super, ne mai duce acasă câte o chestie și am mai făcut câte o excepție, dar nu, m-am setat în felul ăsta să nu mănânc dulce și mă bucur că dacă aș mânca dulce aș fi de 100 de kilograme. E o problemă cu dulcele. Pe de o parte, dulcele la bebeluș este necesar pentru că creierul se dezvoltă cu glucoză, dar pe de altă parte, toate aceste dulciuri rafinate agită, îl fac mai violent, îl fac mai rău, să zicem, deși nu este copil rău, e ascibil, da? Și cum să facem să limităm accesul la dulciuri, cum să comunicăm, cum să punem problema ca să nu stăpânească dulciurile un copil, adică să nu-l folosim pe post de manipulare, acel dulce. Uite, ca să te duci, îți dau o bombonică și atunci el știe că e ca la un delfin, îi dai peștișorul și se duce. Cum facem? Da, la întrebarea ta mi-au venit atât de multe răspunsuri. În primul rând, dacă nu vrei să... Copiii mici, că vorbeai de bebeluși și dulce. Bebelușii, tot ce ține pe partea asta de glucoză, la fel, eu nu sunt în domeniu, dar din fruct, ia absolut dulcele suficient. Deci, tot ce este procesat în casă nu are de ce să existe, da? Pentru copil. Acum, că dacă voi, nu știu, aveți o ciocolată în frigider, familia sau cei mai mari membri. E foarte important, la fel cum ziceam, cu fumatul. Te duci și ți-o mănânci, poți să o pui undeva pe un raft sus la cămară, deci vorbim de copii mici. Când introduci sau ce înseamnă dulcele, la fel eu ține foarte mult și de organismul uman. Aici intrăm în alte sfere, în sfera poate... Da. Da, dar e plin de lapte cu cereale în fiecare familie și cereale alea sunt cu zahăr, sunt dulci. E plin de lapte. Cine spune că cumpărăm cereale? Nu știu, s-a infiltrat o modă. Toată America este plină de diabetici, copii cu diabet, pentru că mănâncă dimineața lapte cu cereale, dulce, dulce și dulce. Ce facem cu chestiile astea? S-a băgat în reclame? E super simplu. Nu cumperi, deci eu repet, copiii nu... Mi-aduc aminte la fel. Un exemplu, eram în Franța cu mulți ani în urmă, m-am dus într-o familie de jurnaliști, dădeam un examen într-o școală de jurnalism acolo
și m-au ținut la ei două zile. Avea o fetiță, pe vremea aceea eu n-aveam copii, eram student, adică urmasă, și știu că își protejau fetița. Ziceau că ai grijă să nu mănânci, aveau ei nu știu ce și se ascundeau exact așa să mănânce ce spuneam înainte. Și mi s-a părut foarte bizar. Eu neavând copii pe vremea aceea, ziceam, Doamne, cum, ce? Acum mi se pare atât de firesc tot ce este procesat să nu fie în fața copilului. Adică noi dacă gătim pentru copiii noștri mici, vorbesc, gătim în casă, din legume, din fructe. Este absolut suficient să-și ia toată hrana de acolo. După aceea, la vârste mai mari, ce introducem, la fel, sucurile cu acid și toate zonele astea. Bun, sunt dar vine, vine mătușa, vine unchiul, vine aici cutarea. Aici este exact și spus, îi dă, manipularea. Îi dă un bețișor în capăt cu o gogoloaie dulce, el a prins gustul, își dă seama că este foarte gustos, pentru că papilele gustative sunt la un nivel în care nu poate să discearnă el cu creierașul lui că nu e sănătos și atunci îi place și mănâncă și vede iar undeva te duci cu el în magazin și vede și imediat observă că exact ca și cum i-a dus mătușa sau unchiul și îți face scandal acolo și vrea și urlă și vrea acel dulce. Deci dacă vine, îți dau lucru, dacă vine și un adult și îi oferă un dulce în fața ta, da? Asta fac diferența cu adultul care spune pe zona manipulării și aici cer scuze către toți bunicii, dacă nu faceți, nu vă simțiți atacați, dacă faceți, o spun direct, îți dau o ciocolățică de asta, nu-i spui lui mami sau lui tati că ți-am dat, da? Pe modelul acesta, așa nu spun bunicilor și este cea mai mare, dincolo de partea de zahăr în corp, aici e un subiect, îl abordăm, este vorba de acea manipulare fină, pernicioasă, perversă și spun cu conștient de ceea ce spun, da? Pe modelul ăsta copilul va merge și vine cineva, un străin pe stradă și ce vine că îți dau ceva, dar să nu mai spui la nimeni. Deci nu vă învățați copiii cu aceste șantaje emoționale și cu aceste manipulări. Este o manipulare crasă și invit orice adult să nu facă asta. Îți dau ceva, dar să nu mai spui la celălalt. Da? Adică te iau eu părtaș, orice copil va spune da la orice de genul ăsta pentru că se simte partenerul unui adult. Dar îl împovăresc cu un... Trec un pic de la una la alta. Da? Da. Îl împovăresc cu o misiune extrem de groaie și în primul rând toxică, negativă pentru el. Da? Deci, nu manipulez copilul. Acum să zicem că am greșit, că m-am dus, am luat o ciocolățică, n-am știut și m-am dus în fața părintelui și spun, uite ce ți-a dus mătușa, un castravete glazurat, să zicem, da? Știu că e ceva nesănătos ca părinte, pot să spun, a, mulțumim mult, mătușa, ăsta îl punem acolo și o să vedem, îl mâncăm, îl împărțim cu toată familia. Poți să intervii atunci ca părinte, dacă știi sigur că e ceva absolut nociv, da? Pentru că dacă e mic copilul, el se va supune și tu ești autoritatea, da? Tu ca părinte. Sau poți să zici, să-i lași, să zici, în mod excepțional, mănâncă o acadea sau linge o acadea, așa cum ai dat exemplu, nu e nimic rău în asta. A lins, i-a plăcut, bun. Trecem la etapa, ajungi în supermarket cu el. Da? Zici, m-a gustat și el a văzut. Și vede exact același obiect. Nu? Asta a fost atunci bunica, acum am venit să cumpărăm orez. Hai să vedem unde e raionul cu orez. Haide. Deci dacă sunt mici, nu e nicio problemă. Ține de noi cum ne poziționăm. Deci un nu clar și așezat. Eu când tot aud zona asta de părinți cu tantrumurile, cu aruncatul pe jos. Așa. O spun și la fel. Pot să-mi fac toți dușmanii, toți părinții care zic, aia nu l-ai avut pe al meu. Poate suna cu aroganță. Deci dacă tu te poziționezi clar. Și ferm. Fără să țipi. Deci nu e nevoie nici măcar să retici tonul. Ai folosit cuvântul potrivit și atitudinea potrivită. Știi că ești în momentul în care refuzi și așa cum spuneam, ți-am, am mai spus pe la alte emisiuni, da, noi avem două roluri ca părinte. Am început cu rolul de părinte și încheiem cu rolul de părinte. Rolul de părinte are două dimensiuni. Dimensiunea de mămică sau de tătic, cea în care ofer copilului, ofer dulciuri, ofer îmbrățișări, ofer ce vrei tu, desene, jucării, ofer. Și dimensiunea
care pune limite, tată sau mamă, da, o dimensiune fermă, coercitivă, acea dimensiune care este necesară copilului. Da? Și spun nu, în rolul meu de mamă, aleg. Da, dar verișorii mei primesc și eu de ce nu primesc? Uh-huh. Ei, uite, mergem împreună și le dă lor și dacă le dă lor, acum trebuie și mie să-mi dai pentru că le dă lor. Nu știu ce fac părinții verișorilor tăi, nu știu cum aleg ei să își educe proprii copii. Eu știu că pentru tine, eu vreau să fac să-ți fie cât mai bine, să fii sănătos, să fii puternic, să fii inteligent, să devii deștept, să devii cum îmi doresc eu să... Și spun ce îmi doresc eu pentru sănătatea ta. Fizică, emoțională și dacă e mai micuț, ca să ai un creier sănătos, să ai mușchi puternici. Eu știu că mergem la raionul de Ardei și Castraveți și cumpărăm acolo tot ce trebuie. Și să vezi, tati, mergem acasă și ce salată de puternic te faci tu și bună la gust. Deci orice copil este impresionat de ceea ce îi vindem noi, ca să spun, apropo de rolul, că am început să spun că suntem într-un rol. Rolul ăsta presupune și... pentru binele lui, să aleg să-mi aleg o atitudine, da? Nu zic... Din păcate, așa de puțin copii mănâncă salată astăzi, foarte puțin. Pentru că puțin părinți dau. Câți părinți mănâncă salată? Pune altfel problema. Câți părinți mănâncă salată? Câți dintre noi ne ducem la restaurant și alegem o salată? Câți dintre noi alegem halca de carne și cartofii prăjiți, da? Ca să... Și atunci... Modelul. Mulțumesc foarte mult, Antonia. Iar așa a trecut timpul repede împreună cu tine, dar ne-ai punctat câteva lucruri esențiale pentru cei 7 ani de acasă. Sper că subiectele noastre au fost pe placul dragilor noștri privitori. Îți doresc mult succes în ceea ce faci și îți mulțumim că ne înveți să comunicăm relațional foarte bine. Doamnelor și domnilor, dacă n-ați văzut de la început emisiunea noastră, vă invit să o vedeți. Dacă n-ați văzut-o pe cealaltă, cu primii cei 7 ani de acasă, să o vedeți și pe cealaltă. Antonia Nuen, președintele Institutului de Comunicare Relațională. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, Cornel, cu mare drag, oricând, dacă pot fi de folos mesajele mele. Chiar mă bucură oportunitatea pe care mă ofer să putem aduce părinții în conștiență. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Aceasta a fost Știrea Cea Bună. Sunt Cornel Dărvășan, o seară minunată. Nu uitați că România nu este doar pământul pe care îl călcăm, ci și cerul de deasupra ei. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.